continuăm analiza guvernului Ponta cu doamna Grațiela Gavilescu, ministrul mediului, apelor și pădurilor. În politica dâmbovițeană este importantă conjunctura. Mulți politicieni și-au construit carierele prin oportunism și trădare. Dacă ești la locul potrivit, la timpul potrivit, poți ajunge ministru sau mare șef. Ministrul Grațiela Gavilescu este o doamnă foarte norocoasă, deoarece a ajuns șefă peste mediu în urma unor negocieri dure între Tăriceanu și premierul Ponta. PSD-iștii țin foarte mult la acest minister din cauza sumelor mari de bani vehiculate prin proiecte europene în acest domeniu al mediului. Mai mult, ministerul aparținea de drept Rovanei Plumb, cel mai important lider al PSD în acest moment, după Victor Ponta. Așadar, Tăriceanu a negociat bine, iar Grațiela Gavilescu, aflată la locul potrivit, a ajuns șefă peste mediu, dar și peste ape și păduri. Alte două zone extrem de bănoase din punct de vedere politic. Când ai în subordine două vaci de mulți, cum sunt Compania Națională a Apele Române și Rom Silva, Regia Națională a Pădurilor, lucrurile o pot lua razna. Apele Române și Rom Silva au fost două entități jefuite și furate politic cu bestialitate în ultimii ani. Este suficient să ne amintim de dosarele privind înlinguirile după inundațiile catastrofale și de dosarul retrocedărilor de păduri în care este implicat Crebenciuc. Rămâne de văzut dacă Grațiela Gavilescu va reuși să domolească furturile din domeniul apelor și pădurilor. Că tot am vorbit de norocul doamnei Gavilescu, vă propun să vedem CV-ul și calificările profesionale, dar mai ales traseul politic. Grațiela Gavilescu s-a remarcat între anii 2004 și 2007 ca viceprimar al orașului Ploiești. A făcut parte din Partidul Umanist înființat de Dan Voiculescu, după care s-a convertit la liberalism. La Prahova, organizația liberală a fost condusă ani de zile de puternicul om de afaceri Dinu Patriciu. Organizația lui Dinuțu era cea mai importantă în ecuația puterii din PNL. De la Prahova și-a tras puterea și Adina Vălean, soția lui Chin Antonescu, pe vremuri o apropiată a aceluiași domn Dinu. În Prahova funcționează foarte bine afacerile transpartiince. PSD-iștii lui Sevi Ghiță și Mircea Cosma au coabitat foarte profitabil cu liberalii și portocalii. Peste ani, când Grațiela Gavilescu a primit semnalul să se ducă în tabăra lui Tăriceanu, cel care bătuse palma cu Victor Ponta, doamna ministru nu a ezitat. Pe principiul strămoșesc că niciodată câinele nu vrea să plece de la măcelărie și politicianul de la putere. Firește, Grațiela Gavilescu probabil nu ar fi ajuns niciodată ministru dacă nu se ivea șansa ruperii USL. În anii 90, actualul ministru al mediului a lucrat ca și inginer specialist în prelucrarea cauciucului la compania Arpacore-SA Bucov, aflată acum în faliment. Gavilescu a fost directoarea companiei și inițial responsabilă de protecția mediului în acest combinat, care producea detergenți și produse din cauciuc. În 2004, Gavilescu s-a reprofilat în domeniul politic, ajungând viceprimar și apoi deputat de Ploiești, funcție pe care o ocupă încă din 2007. În ceea ce privește activitatea sa de la Ministerul Mediului, putem remarca desele vizite pe care Gavilescu le face în țară, unde organizează ședințe de partid cu membrii PLR, partidul lui Tăriceanu. Unii răutăcioși ar spune că Gavilescu folosește funcția de ministru în scopuri politice. Prin luna aprilie, ministra mediului a declanșat un control la nivel național prin intermediul Gărzii de Mediu. Asta pentru că tot sunt la modă controalele guvernamentale. Pe agenda ministrului Gavilescu a intrat recent și afacerea Schweighofer, compania din Austria, ce beneficiază de un contract preferențial cu Regia Pădurilor Rom Silva încă de acum 10 ani. Schweighofer procesează peste jumătate din lemnul României, cumpără lemn la negru, furat din pădurile României și nimeni din guvern sau de la Consiliul Concurenței nu i-a oprit până acum. Pentru azi, nota ministrului Grațiela Gavilescu este 6, o activitate neconvingătoare și lipsită de viziune. Luni îl cunoaștem pe ministrul Educației, Sorin Mihai Câmpeanu.